Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. Că tot e sfârșit de an, fiind ultima vineri din acest an, 2022, am să fac un video mai scurt, o prezentare a mărturicească a unei truse pentru reparații laptopuri, telefoane și așa mai departe. Aceasta a fost cumpărată de pe AliExpress. Știu că cele mai profesionale, mult mai bune, sunt cele de la eFixit, însă am vrut să iau unele de buget. Am citit comentariile respective și majoritatea, peste 90%, au spus că sunt în regulă, chiar își merită banii respectivi. Eu am cumpărat la prețul de, mi se pare că 5 euro, 25 de lei, însă la o perioadă de timp după ce au fost luate, prețul s-a dublat. Deci, pot spune că am avut noroc. Bun, hai să le desfacem, să le vedem rapid. Păi aici avem 4 șurubelnițe, aceasta este Torx, dreaptă, tip Philips și aceasta tot tip Philips. Da, dar e mai mult mai fin. Ce mai avem? Niște ustensile din plastic, seamănă cu spatulă, cred, ceva gen. Acesta e cu chestia asta pentru desfăcut conectori. Eu spun că la un moment dat or să fie de folos. Nu se știe niciodată. Aceasta, niște ventuze, le punem mai sus. O altă spatulă metalică. O pensetă, însă eu am un set mult mai bun. Da, mă rog. O altă ustensilă din plastic. La fel, încă una. Ustensilă din plastic sub forma unei cruci. Interesant. Avem câte pene, dar sunt mai multe tipuri. Sunt două drepte, fine, finuțe, și trei mai groase. Iar ultima, o chestie pentru desfăcut telefoane, sau eu nu repar telefoane, dar de multe ori am avut nevoie și în cazul acelui powerbank, să vi-l arăt, este cel de față, cel cu baterie 18650, lithium. Și pentru că n-am avut scule ceva gen, am cam deteriorat carcasa. Da, asta e. Iar cu ajutorul acestora mă gândesc că nu mai las urme în cazul o carcasă de laptop și așa mai departe, anumite electronice. Mă gândesc că ar fi util. Și cu încă o sensilă din plastic, e util în cazul anumitor cleme de prindere. Nu știu cum să explic, probabil v-ați dat voi seama. Eu am prins de multe ori în cazul anumitor electronice, pe anumite carcase în care se prind în felul respectiv. Nu știu cum să vă explic mai multe. Și cam acestea sunt ustensilele. Cam aici să termin acest clip. Vă doresc tuturor de pe acum la mulți ani, sărbători fericite și ne vedem în prima vineri din anul următor, 2023. Toate cele bune! La revedere!